Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Neața. Bună dimineața. Stimați ascultători, a fost o mică ambuscadă aici. M-au prins colegii mei cu întârziere de 2 minute. Îmi cer scuze, nu știu exact ce s-a întâmplat, dar e foarte bună introducerea asta. Pentru că voiam să discut despre o întârziere, să discutăm împreună despre o întârziere. 44 de oameni au murit în România în timpul pandemiei, arși de vii în spitale. În 4 spitale din România. Primul incendiu, vă amintiți cumva, Vlad, vă amintiți când a fost primul incendiu? Nu mai țin că a fost în primul an. Uite, vezi ce bun, adică ce tragedii cumplite și cum mintea se închide ca să ne protejeze cumva de trecutul ăsta traumatizant. Exact. Cred că în 2021. Ani în cap. Da, 2021. Mi s-au amestecat și mie ani în cap, ca să fiu foarte sincer, și este meritul colegei mele de la Libertatea, Adriana Oprea, care a luat fiecare caz în parte, fiecare dosar în parte, și a trimis la cele 4 parchete care investigează cele 4 incendii, ca să vadă cum mai stau cercetările. Și discutăm și despre mințile noastre care ne joacă feste, Vlad, și eu credeam că e tot 2021, nu? Primul incendiu a avut loc în 14 noiembrie 2020 la Spitalul Județean din Piatra Neamț. Au murit 9 oameni și 2 oameni au fost răniți. Durata anchetei acolo este de 2 ani și 6 luni. Concluzia anchetei, deocamdată niciuna. Ancheta nu este finalizată. La un moment dat se părea că este foarte aproape de final, dar s-a mai cerut încă o expertiză și unul dintre cei doi procuror care investigează cazul incendiului de la Spitalul Județean din Piatra Neamț s-a pensionat în decembrie 2022. Vârsta sa de pensionare, 50 de ani. Al doilea caz a fost Matei Balș, 29 ianuarie 2021. 26 de victime decedate la Matei Balș. Durata anchetei, 2 ani și 4 luni. Concluzia anchetei, niciuna. Până în acest moment, 26 de victime omenești, niciun acuzat până în acest moment. Al treilea caz, Constanța, 1 octombrie 2021. Victime decedate, 7. Durata anchetei, 1 an și 7 luni. Concluziile anchetei, nici o concluzie până în acest moment. Dosarul nu a fost trimis în instanță. Aici se spune, spun cei de la parchet, că ancheta este în plină desfășurare. Am citat răspunsul lor către ziarul Libertatea. Al patrulea caz, Ploiești. 11 noiembrie 2021. Victime decedate, 2 victime rănite, 1 om. Durata anchetei, 1 an și 6 luni. Concluzia anchetei, citez, până acum au fost dispuse activități investigative și probatorii complexe, printre care și constatări criminalistice și o expertiză tehnică, pirotehnică, nu există nicio concluzie. Discutăm despre 44 de oameni care au murit, 4 anchete diferite, în 4 orașe diferite, 4 parchete diferite, 4 magistrați, specialiști diferiți, investigații diferite, expertize diferite, contexte diferite, dar o singură concluzie. Niciuna dintre aceste anchete nu a fost încheiată până în acest moment. Da. Mai aș avea aici un comentariu. E ceva care este cu adevărat îngrozitor. Bun, sigur, e o tragedie înfiorătoare felul în care au murit acești oameni. Dar ce este totalmente șocant este că aceste tragedii s-au petrecut la luni de zile distanță, unele după celelalte, și că ele au avut practic aceeași desfășurare. Și ai zice că după prima tragedie, sistemul medical ar fi trebuit să învețe ce e de făcut ca să nu se mai repete. Și anume, în secțiile ATI respective, că toate incendiile au avut loc în secția ATI, acolo, din cauza volumului mare de oxigen de care aveau nevoie bolnavii de COVID, fără de care s-ar fi sufocat, atmosfera era atât de saturată de oxigen, încât orice fel de scânteie mică, orice, provoca un incendiu devastator în câteva clipe. Și ai fi spus că după prima tragedie de acest gen,
spitalele ar fi înțeles că în aceste secții trebuie să respecte cu strictețe procedurile de protecție pentru astfel de cazuri. Că nu a fost România prima țară din istorie în care a fost nevoie de atâta oxigen într-o secție ATI. Să ventileze spațiile, să nu permită aprinderea de lumânări, să verifice dacă nu care cumva prizele sunt vechi acolo. Și lucrul ăsta s-a întâmplat odată, prima dată, și după aia încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Și asta este, până s-a terminat pandemia. Și asta mi se pare aproape la fel, sau dacă nu chiar mai îngrozitor decât tragediile în sine. Așa e, mai ales că lucrurile sunt legate, Vlad și stimați ascultători, pentru că dacă justiția nu contribuie la soluție, la lămurirea cazurilor, cu atât mai puțin putem învăța. De pildă, la primul caz despre care vorbeam, cel de la Piatra Neamț, abia pe ultima 100 de metri, care ultima 100 de metri nu înseamnă finalizarea, încă o dată, niciun dosar nu a fost finalizat, a apărut și varianta care nu este exclusă până acum, ca incendiu să fost declanșat de un scurtcircuit la un injectomat medical ce funcționa defectos, apropo de ce funcționează defectos în secțiile ATI. Dar abia târziu, și nici acum lucrurile nu sunt lămurite. Aș încheia aici. Cred că puțin oameni și-au mai amintit. Nici eu nu mi-aminteam, nici Vlad nu și-a amintit. Sunt convins că nici George și Luca nu și-a aminteau neapărat momentul acela, pentru că stau să mă gândesc dacă nu cumva că nu, faptul că nu ne amintim nu este doar pentru că ducem într-un sertar durerea și emoția dramatică de atunci, ci și pentru că nu ne amintim, pentru că nu avem speranțe că lucrurile astea, într-un fel sau altul, sunt rezolvate. Sigur că uneori ele sunt rezolvate și sunt contraziși și există procurori care muncesc, există magistrați, polițiști care își fac treaba și așa mai departe. Dar totuși uităm foarte mult, și pentru că dacă am ține minte, având în vedere cât de greu se urmăresc faptele în țara asta de către cei responsabili, e posibil să ne fie uneori chiar mai rău. Mulțumesc, Cătălin Tolontan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.